Ziua lucrătorului din agricultură și industria prelucrătoare a fost sărbătorită astăzi, 30 noiembrie, la Soroca. Cu această ocazie, agricultorii au avut parte de un eveniment festiv în incinta Palatului de Cultură, pentru a face bilanțul muncilor de un an. Aici a avut loc premierea cu diplome și premii bănești a învingătorilor concursului Cel mai bun agricultor al anului. Ați depus efort, ați făcut tot posibilul și pe toate pozițiile în agricultură, noi suntem mai sus decât mie de țară. Fapt pentru care vă felicit și vă mulțumesc. Agricultorii investesc și muncesc pentru că agricultura este una dintre cele mai importante ramuri din țara noastră. Asta deși anul acesta nu a fost unul dintre cele mai favorabile din cauza condițiilor climaterice. Este un an foarte greu în toate privințele, și la prețuri, și la roadă, și dacă anul trecut era roada mare și prețurile erau mari, anul acesta roada în jumătate, dar prețurile nici la cele care au fost anul trecut. A fost seceta, ne-a afectat foarte tare și la porumb, chiar în general, cred că 80-90%, la floare undeva la 50-60%, nu greu, la 50%. Livada de mere am dat tot la fabrică, cu un preț așa cum e în toată țara. Nu, mai slăbuță de anii trecuți. Și la floare, și la porumb, chiar mai slabă cu mult. Suntem mulțumiți, dar am rămas cu 55 de hectare de sfeclă nescoasă pe deal. Și cheltuieli mari am făcut. Nu putem să zicem cum mi-a ieșit cu anul încă. Activez în domeniul apicol din anul 2016, cu soțul am început această îndeletnicire. La moment am și o producere de foiți din ceară naturală pentru apicultori din partea din nord, care am cu mare greu în timp pandemiei a fost pornită această linie în 2020. La moment era unica linie de producere a fagurilor din partea din nord pentru apicultori de aici, că mereu întâmpinam dificultăți în a achiziționa o foiță calitativă. Activez cu mai greu, mai cu dificultăți, dar mergem înainte. Am îndrăgit foarte mult această ramură, albina. Fără ea știm că nu există viață. Și asta a fost un an cu multe provocări, dar așa spune că albina niciodată nu rămâne datoare dacă o iubești și depui muncă. Și așa și este. A fost un an foarte dificil. Reieșind din culturile care le-am crescut de la prima grupă, am avut rezultate cât de cât bunișoare. La floare am avut rezultate cât de cât bunișoare, dar la porumb nu cred că e numai la mine, rezultatele sunt mizere. Și reieșind dintre asta, încă și prețurile la floare față de cheltuielile care s-au pus sunt foarte, foarte jos. La porumb, unde obște nimeni nu se uită la dânsul. Merele am depozitat frigider, fiindcă avem frigider și așteptăm, poate ceva s-a schimbat, să putem realiza. Potrivit președintelui raionului Soroca, această sărbătoare este un bun prilej de a face totalurile anului agricol. Este un bun prilej de a face totalurile unui an agricol, necătând la greutățile cu care s-au întâlnit agricultorii din raionul Soroca, oricum au obținut rezultate bune la culturile pentru anul 2022. A fost obținut 2,8 tone grâu de toamnă, orz de toamnă 2,7 tone, mazăre 2 tone, rapiță 2,4 tone, floarea soarelui 1,4 tone la hectar. Sperăm că anul care vine să fie un an mai bun ca anul 2022, ca să obțină rezultate frumoase și să asigure securitatea alimentară a Republicii Moldova. La sărbătoarea Ziua Agricultorului la Soroca, cei prezenți au avut parte și de un concert susținut de band orchestra și soliștii orchestrei. În cadrul evenimentului au fost menționați circa 110 agricultori, mecanizatori, specialiști și veterani ai agriculturii.